Continuă TOCB1, vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Suntem în cea de-a doua oră de dezbateri. Vă promitam înainte de pauza de publicitate că vom discuta despre campania electorală pentru cel de-al doilea tur de scrutin, care a intrat în linie dreaptă. Klaus Werner Iohannis și Viorica Vasilica Dăncilă mai au la dispoziție o săptămână să demonstreze, mai puțin de o săptămână de fapt, să demonstreze și să dovedească faptul că ei trebuie să fie, unul dintre ei trebuie să fie candidatul ales pentru prima funcție în stat pentru următorii 5 ani. Bineînțeles, războiul declarațiilor continuă și în această perioadă. Viorica Dăncilă continuă să îl provoace pe Klaus Iohannis la o confruntare, acesta refuză cu desăvârșire. Pe data de 11 noiembrie, imediat după primul tur de scrutin, televiziunea publică a adresat celor doi invitați, celor doi candidați, o invitație pentru o dezbatere tete-a-tete, o dezbatere televizată și organizată de TVR. O zi mai târziu, Partidul Social Democrat, printr-o scrisoare semnată de Olguța Vasilescu, confirma prezența la această dezbatere și sugera TVR-ului ca aceasta să aibă loc duminică, adică aseară, ieri. Doamna Viorica Dăncilă a ieșit într-o conferință de presă miercuri, pe data de 13, a confirmat prezența la această dezbatere a TVR-ului pentru ziua de duminică și l-a invitat și pe domnul Iohannis. Numai că aseară n-a mai ajuns doamna Dăncilă la TVR, a fost la un alt post de televiziune. Haideți să vedem declarația candidatului Viorica Dăncilă de miercuri. Eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină la o dezbatere în fața tuturor românilor, nu să țină un monolog în fața apropiaților lui. Și are ocazia să o facă duminica aceasta. Am primit din partea TVR o invitație pe care eu am acceptat-o. Mi se pare corect ca acest eveniment să fie organizat de televiziunea publică pentru a putea fi văzut de absolut toți românii, inclusiv cei din diaspora și cei fără acces la televiziunea prin cablu, să poată fi preluat și de celelalte televiziuni. Și pentru că domnul Iohannis și-a făcut public programul de campanie, știm că duminică nu are prevăzute evenimente. Îl invit așadar pe președinte în acest weekend la televiziunea națională ca să ne prezentăm amândoi viziunea pentru România următorilor 5 ani. Și pentru că eu totuși bănuiesc că teama este motivul refuzului de până acum, îi voi da domnului Iohannis un mic sprijin de îmbărbătare și îi voi da de pe acum subiectele. Să aibă suficient timp să pregătească niște răspunsuri ceva mai pertinente și mai consistente decât celebrul ghinion. Au rămas alături de mine jurnalistul Dan Bucura, Cătălin Rădulescu, deputat PSD, și Marius Vintilă, prim-vicepreședinte PNL București. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Domnilor, încep cu dumneavoastră, domnule Rădulescu. Ce s-a întâmplat? De ce s-a răzgândit doamna Dăncilă și nu a mai mers aseară la postul public de televiziune? Spunea că își va prezenta domnia sa programul, chiar dacă va veni, chiar dacă nu va veni Klaus Iohannis. Nu știu de ce n-a mai mers aseară ședintele partidului meu. Chestiunea era că acolo trebuia să fie prezent, să fie prezent și doi candidați. Deci doamna președinte a făcut, așa cum a făcut și televiziunea română, o invitație președintelui Iohannis, care văd că refuză și a refuzat să vină la o astfel de dezbatere. Nu o să înțelegem și nu cred că înțelege nimeni. Pe zi ce trece, eu văd că mai mulți adepți ai domnului președinte Iohannis ies public și pe Facebook și la televiziune naționale și spun că nu mai votează, tocmai din cauza că nimeni nu înțelege de ce această frică de dezbatere. Dacă eu aș ști că sunt mai bun decât contracandidatul meu, sau că altă soluție, altă variantă nu e decât că sunt mai prost decât contracandidatul meu, dacă aș fi mai bun ca și candidatul meu, cum spune domnul Iohannis, nu văd motivul pentru care dânsul să nu accept, să nu-și dorească să meargă la o dezbatere. Înseamnă că dânsul, că asta e concluzia clară a tuturor, înseamnă că ori se știe că are niște probleme și atunci îi e frică de această dezbatere și de anumite întrebări, și sigur că sunt întrebări pe care, la care dânsul ar trebui să dea un răspuns populației României, sau știe că este foarte nepregătit.
Eu mi-amintesc că acum 5 ani de zile dânsul ieșea așa cu aplomb la toate televiziunile și îl invita pe Ponta, candidatul de atunci, la dezbatere. Și se plângea de faptul că dânsul cerea această dezbatere și pe Ponta nu dorește. Și ați văzut că populația, chiar dacă Ponta a avut un avans destul de mare, iată că s-au întors lucrurile. Eu cred că și de data asta, adică sunt mai mult decât sigur, că și de data asta lucrurile se vor întoarce în favoarea președintei Viorica Dăncilă. Din cauza acestei dezbateri, spuneți, din cauza faptul că refuză, din cauza, vă spun de ce, da, pentru că poporul român nu înțelege. Deci este o chestiune logică. Poporul român își dorește această dezbatere. Vorbeam în pauză cu colegul Dan din platou, Bucura, că ar trebui, probabil că ar fi trebuit, că existe chiar în legislația României o astfel de condiționalitate. Adică, domnule, dacă în turul 1 se înțeleg că sunt 14, nu este neapărat o discuție de a merge cineva sau nu a merge sau accepta sau nu accepta să facă o dezbatere. Dar în turul 2 nu există, eu n-am văzut în lume candidați care să nu fie față în față, să-și pună întrebări, să primească întrebări de la toți jurnaliștii de pe lume care vor să fie prezenți. Nu cum se întâmplă mâine, că sunt unii prezenți, televiziunile unele prezente, altele nu sunt prezente. S-au ales anumiți jurnaliști care să-i convină domnul Iohannis. Adică tot ce face domnul Iohannis, vorba jurnalistului Sterian Tănase, este un meș prost, o scenetă proastă, pe care începe să pută ușor, ușor, și pe care lumea nu mai acceptă. Faptul că dânsul, eu vă spun ceva, dacă nu va accepta această dezbatere, dânsul va pierde la scor. Pentru că toată populația României care își dorește să vadă că e mai bun, iată, ești mai bun, câștigă, arată-ne și nouă că ești mai bun. Vrem să te vedem, vrem să punem întrebări, vrem să primești întrebări, să pui întrebări de la unul la altul și să noi să decidem noi, populația României, care e mai bun și să-l alegem. Faptul că dânsul nu-și dorește chestiunea asta, 100% vă spun clar, o să vedeți că se vor întoarce lucrurile împotriva dânsului. Domnule Vintil, aveți ceva informații de culise despre dezbaterea de mâine organizată de domnul Iohannis? Știm că va fi la SNSPA, organizată de, găzduită de SNSPA la Biblioteca Centrală Universitară și că vor fi 215 persoane acolo. Și niște jurnaliști aleși de Național Liberal, părerologi, formatori de opinie, 8 jurnaliști. 8. Deci, ca să o luăm așa cu începutul. Claus Iohannis a explicat foarte clar de ce nu vrea această dezbatere și nu are nicio treabă cu ceea ce înseamnă o dezbatere democratică între candidați, ci are o problemă cu Viorica Dăncilă în calitate de contracandidat la această funcție. Președinte Claus Iohannis nu vrea pur și simplu o dezbatere cu un personaj care s-a comportat așa cum s-a comportat Viorica Dăncilă în calitate de prim-ministru, cu toate măsurile pe care le-a luat. A explicat-o foarte clar Claus Iohannis, motiv pentru care dezbaterea există, dezbaterea va fi organizată mâine, va fi transmisă de absolut toate televiziunile care își doresc să facă acest lucru. Doi, apropo de invitați, din câte știu eu, au fost invitați jurnaliști, să spunem așa, din întreg spectrul media din România, inclusiv de la televiziuni și, să spunem așa, trusturi de presă care nu au fost neapărat favorabile președintelui Claus Iohannis, așa că nu există nicio selecție, să zicem că au chemat doar jurnaliști prieteni. Există jurnaliști invitați și de la Antena 3 și de la RTV, din câte știu, și plus de la multe alte trusturi de presă. În plus, doar dacă ne uităm la conferința de presă organizată miercuri, înainte de doamna Dăncilă, președintele Claus Iohannis, fără a avea nicio regulă, să spunem așa, în ceea ce înseamnă jurnaliștii prezenți și întrebările puse, a răspuns timp de cred că 80 de minute, dacă nu, o oră și ceva, a răspuns întrebărilor puse de absolut toți jurnaliștii, care chiar au primit mai mult timp decât se agrease inițial să pună mai mult de câte două întrebări. Deci iarăși s-a văzut foarte clar, să spunem așa, dispoziția pentru dialog și pentru dezbatere a președintelui Claus Iohannis. Claus Iohannis este în absolut fiecare zi din această campanie, mai puțin cred că ieri, într-adevăr, este în țară, în dezbateri cu electoratul, unde iarăși stă de vorbă și cu oamenii și cu presa locală. Nu se... zile, deci ați văzut cu câtă liniște v-am ascultat, deși nu eram de acord cu nimic din ceea ce spuneți. Da? Deci președintele Claus Iohannis stă de vorbă cu oamenii, stă de vorbă cu ziariștii, ceea ce pentru a mea oară plus dezbaterea de mâine arată un apetit pentru dialogul cu românii și da, într-adevăr, un refuz ferm al dialogului cu Viorica Dăncilă, care din punctul președintelui, din punctul de vedere al PNL-ului, nu se ridică prin ceea ce a făcut în ultimii ani la, nu știu cum să spun, la nivelul în care merită o dezbatere. Dar este în măsură să decidă domnia sa dacă se pretează sau nu să se
confrunte cu adversarul Într-o democrație este fix la fel de normal să ai dreptul. Într-o democrație este fix la fel de normal. Într-o dictatură, domnule, că o democrație nu există așa ceva. Este fix la fel de normal să ai și dreptul să alegi. Domnule, nu e președinte, e candidat, domnule, nu mai e președintele României. Și candidat și orice ar fi. Cum decide un candidat? Cum ai adică? Dreptul de a alege într-o dezbatere, într-o democrație, cu cine stai de vorbă. Domnule, dar spui? Și ați spus foarte clar că nu au existat exemple. Au existat exemple și în Franța, au existat exemple și în America de care faceți. Domnule, dar ce spui că sunt un fricos? Și în Ucraina și în foarte multe țări democratice au existat momente în care nu s-au organizat dezbateri pe motive similare. Tot pe frică. Tot pe frică. Pe motive similare. Da, acum nu știu de ce, dacă credeți că, nu știu, Le Pen trebuia să aibă dreptul sau trebuia să aibă atunci o dezbatere. Orice candidat trebuie să aibă dreptul să confrunte cu un alt candidat. Dar are dreptul doamna Viorica Dăncilă, poate să-și organizeze. Da, eu vă întreb ceva, dar poate veneau, domne, cei doi bătrâni, bătrânei aia săraci de 80 de ani. Doamna Dăncilă face o dezbatere. Nu, eu vă întreb ceva, dacă veneau bătrânei. Dacă doritoare dialog, face o dezbatere. Dar nu vreți să vă pun o întrebare. Dar face doamna Dăncilă o dezbatere pe modelul lui Klaus Iohannis? Că am văzut ieri că s-a dus la RTV unde a primit întrebări, a răspuns, a ținut acolo. Face orice dezbatere pe dumneavoastră. De exemplu, dumneavoastră, sunteți de acord că bătrâneia de 80 de ani săraci care țină prin cei doi domne, da, ne doare de bătrânei. Am văzut. E bine că lumea aude că dumneavoastră nu vă doare de bătrâni din țara asta. Nu vă doare, domne. Doi bătrânei de 80 de ani care îi ține acest domn prin procese, prin fals făcut de dânsul de soție și le ține, domne, își iau casa. Bai, câștigă, asta, după aceea face din nou. Domne, eu vă întreb ceva, a pierdut aceste case luate prin furt, domne. De ce nu a dat casele înapoi? De ce nu plătește banii la stat? Păi vedeți că vă e frică de întrebări? De asta vă este frică, domne. O forțați ca și în 2014, ați ridicat-o și acum. Cine spune, domne, București? Eu vă întreb ceva, dumneavoastră, că ați fi în locul. Cine spune bucureștenilor că vrea să facă moschee? Că a bătut palma cu Erdogan să facă moschee în București. Cine ați spune bucureștenilor care trebuie să iasă duminică să-l voteze? Și care este ortodoxi? Dar dumneavoastră, ce le-ați spune? Aveți, domnule Rădulescu, setul de întrebări? Domnul Rădulescu e foarte... Bineînțeles! Deci eu aș spune 10 întrebări acum, domnule. De ce nu vrea, de exemplu, că a declarat guvernul prin ministrul educației să mai țină cruci în școli? De ce? Pentru că e o minoritate care nu acceptă ortodoxii. Ortodoxii din România trebuie să înțeleagă că acest om urăște ortodoxismul. Acum, prin ceea ce vor, domnule, a apărut asta, ministrul educației. Pe ce limită dacă ministrul, domnule, dar lasă-vă de ministrul educației. Spuneți, nu pot să declar să nu se mai facă ore de religie în școli, că nu vă place dumneavoastră religia noastră. Nu declarațiile astea care vă scot. Cum adică? Păi cum adică? Dar cine declarați, domnule, ca să ne mai luăm de ele? Mai aveți o declarație. Lăsați-mă pe mine, că eu nu candidez. Ascultați-mă, dacă candidam eu cu Klaus Iohannis, îl mâncam pe pâine, doamne, nici nu. Știți cum? Eu, așa, pentru mine era piece of cake. Dar hai să lăsăm, că nu sunt eu acum candidat. Eu vă întreb, ce declarații românilor, domne? Vă întreb o chestie, tot legat de subiectul noastră. Păi da, întrebați-l pe el, domne, că el este candidat. Că vă doare foarte mult de moschei, vă doare foarte mult de musulmani, vă mă întrebați ce o să nu mă doare de români. Pe mine nu mă interesează musulmanii și emigranții în România. Pe mine mă doare de români. Și pe Viorica Dăncilă doare de români. Văd că pe președinte, candidatul dumneavoastră, îl interesează. Nu, domnule, da. Okay, candidatul dumneavoastră interesează să semneze moschee în București, okay. Să facă, să semneze la Marrakeș pentru imigranți, să vină imigranți în România, da. Să nu mai fie în școală religie. Este referendum, apropo, spuneți-mi și mie, referendumul de 3 milioane de oameni cu căsătoria tradițională. Uite o întrebare, vreau să-l întreb și eu. Domnule, dumneata, ești de acord ca un bărbat să căsătorească cu o femeie? Domnul Iohannis. Întrebați-l, doamne, că asta vă doar. Dacă nu puteți să punem întrebări. Aveți o problemă fermător. Mi-ați reproșat înainte că Iohannis va aduce musulman care o să vă atace copiii în mall-uri. Da. Și de-aia vă e frică. Și mă întrebați ce zicem bucureștenilor. Dar dumneavoastră, în calitate de membru PSD, ce ziceți familiilor? Până vin musulmanii care ne atacă în mall-uri, ce ziceți familiilor celor atacați de oameni pe care ți-i libera prin recursul compensatoriu? De exemplu. Greșiți iarăși. Recursul compensatoriu l-ați promovat dumneavoastră. Doamna Turcan, asta pe care a spus-o vicepremier. De ce vicepremierul României. Chiar au atacat oameni. De familiile lor n-aveți un pic de gena. Da, știți, eu vă recomand să vorbiți cu domnul Mandoline să-i mai cânte un cântec aia cu ceva ce ți-a și face. Da, îmi place așa, asta. Doamne, deci Turcan, ce și eu spunem cred că, românilor știți? Că o să ne atace musulmanii? Păi, dar nu cred că să rămâneți cu cântatul, domnule, că dumneavoastră în afară de cântat. Ne atacă încă cei pe care ți-i liberat din închisoare, aia ne atacă. Pe aia trebuie să-i rezolvăm primul. E bine că românii... Ce vă propun, domnilor, să facem aici pe B1, te uitați, astăzi este fiecare zi până joi. Eu invit câte un reprezentant al fiecărui partid, PSD-PNL și... Poate așa o confruntare de mână a doua, dacă vreți. Mulțumim. Ați văzut că domnul Rareș Bogdan, după ce și-a dat seama ce gafă fantastică de
extremă dreapta a făcut cu chestiunea cu românii, PSD-iști, băgați, luați, nu vreau să zic ce a zis Olguța, că nu, eu nu sunt chiar, n-am fost în viața mea pentru astfel de exprimări radicale extremiste. Deci eu nu pot să-mi imaginez că în 2019 cineva poate să spună să dispară PNL. Eu dacă un membru al Partidului Social Democrat ar ieși public și ar spune, domnule, trebuie să luptăm, să fim în război cu Partidul Liberal și să dispară de pe fața pământului, aș fi primul care i-aș cere demisia. N-am văzut pe nimeni ca să ceară demisia acestui domn Klaus Iohannis sau Rareș Bogdan pentru declarații pe care le-au făcut. El a început să le nuanțeze, Rareș Bogdan. Domnule, ar trebui să facem pace, că știți că urmează viață. Și... păi da, urmează viață, că s-ar putea ca să răspundeți pentru astfel de afirmații extremiste. Pentru că e campania cu da. Fiecare mai chiar dacă e campania, nu trebuie să cădem în extreme, să știți. Dan Bucura, cum vezi situația din aceste zile? Păi este invitat, și... Dan Bucura. Dan asista la discuția da. Dumneavoastră, acum, la fel ca și mine. Spun, Aneta, de câte și ne prima tură. De câte ori merg în emisiuni unde apare acolo așa în stânga sus povestea asta cu dezbaterea electorală, încerc să fiu cât mai rezervat și să las pe politicieni, actori activi până la urmă în povestea asta să vorbească. Din punctul meu de vedere, în tonul ăsta rezervat, văd lucrurile așa. O dezbatere, așa cum, mă rog, m-a citat noi discutând în pauza publicitară domnul Rădulescu, din punctul meu de vedere, o dezbatere între candidați în turul 2 este o necesitate, oricum s-ar numi ei, în momentul de față, mă rog, dezbaterea, nu știu cât ar putea aduce, repet, din punctul meu de vedere, noutăți. Acum, tot așa ca o observație simplă, mă surprinde faptul că, virgulă, candidatul PSD-ului, doamna Dăncilă, a descoperit darul vorbirii abitir în această campanie, dar într-un an și ceva n-a fost la fel deloc vace din punctul ăsta de vedere, personal adresându-i cel puțin 20-30 de întrebări în studiourile de televiziune unde m-am manifestat în toată perioada asta, trimițându-i două scrisori deschise pe care le-am făcut publice cu ajutorul colegilor noștri și de la B1 și așteptând un răspuns în toată acea perioadă de la premierul Viorica Vasilica Dăncilă, dar acum am văzut, repet, că a descoperit darul vorbirii. Nu e rău, dar repet, nu știu ce ar aduce dezbaterea în sine. Strategiile de campanie le-au făcut deja staff-urile de campanie, fiecare are strategia lui, iar ți-a spune eu că, domne, cred că ăia greșesc, că ăia au dreptate, n-aduce niciun beneficiu, mai ales că vorbim de 3 zile sau cât 4 zile a mereu ăsta de... 3 zile, că după aia de vineri, de sâmbătă, deja iar vom vorbi de flori și de urși, că nu pot să mai pronunț nume. O singură observație, apropo de... Iarăși, tot în 25 de ani de presă m-am abținut să vorbesc despre colegii mei. De-aia nu, eu nu pot să împart televiziunile să zic ăia, televiziunile ălora și televiziunile ălorlați. Însă văd obstinația asta cu care inclusiv primarul Capitalei, doamna Gabriela Firea, spunea zilele trecute, trebuie să aibă loc o dezbatere la TVR, pentru că vorbim de un mediu, un loc, nu știu, încerc să o citesc cât mai apropiat, așa, nu știu, o televiziune independentă și cu o audiență extrem de mare. Din punctul meu de vedere, și cu asta închid, gazetărește vorbind, niciuna dintre cele două atribute nu se regăsește în bucătăria TVR-ului. Asta cu independenta în ultimii ani, iartă-mă că spun, dar politica editorială m-a dezamăgit profund. Și o spun ca un jurnalist care a monitorizat activitatea cu pricina, iar a doua cu acolo că e rating, i-aș face cadou doamnei Firea ratingurile pe ultimele 6 luni de zile ale acelei instituții ca să înțeleagă și dânsa și cei care plătesc această instituție cu bani foarte mulți de la ai noștri ai românilor, cam care sunt cifrele și dacă despre aia vorbim de rating, atunci înseamnă că nu mai avem clar termeni diferiți. Poate a uitat doamna Firea cum e cu ratingul și cu televiziunile. Dacă la rating la TV. Să dezbatem câteva minute acest subiect și o să vedem și cum a fost caracterizată Viorica Dăncilă de către un primar din partidul domniei sale. Imagini foarte interesante în doar câteva minute după publicitate. Revenim. Sunt direct și vă spuneam că vă vom arăta o declarație extrem de interesantă. Primarul Buzăului, Constantin
Toma le-a transmis susținătorilor PSD care sunt motivele pentru care trebuie să voteze pe Viorica Dăncilă. Îndemnul a fost făcut la o întâlnire cu activul de partid din Buzău, la care participa și Viorica Dăncilă, dar și alți lideri din conducerea partidului. De față cu președintele PSD, Toma le-a transmis colegilor că trebuie să voteze cu Viorica Dăncilă, chiar dacă nu e cel mai bun candidat, pentru că este reprezentantul partidului, nu-i așa? Haideți să vedem declarația. Vă spun un cinstit. Poate nu avem cel mai bun candidat care putează. Nu-i nici genul, nu avem niciun premiu Nobel, cel puțin până acum. Dar este reprezentantul nostru și suntem cu toții în pericol dacă Viorica Dăncilă nu va ieși ceea ce trebuie să iasă. Dar cel puțin să obținem un rezultat extraordinar de bun. Pentru că am luptat pentru dumneavoastră și am muncit în fiecare zi pentru dumneavoastră. Domnule Rădulescu, colegul dumneavoastră, Constantin Toma, e prea sincer sau prea neinspirat? Cum a fost? Și, adică nu, e foarte neinspirat. Nu, e neinspirat, probabil că se gândea la dânsul. Adică eu mă gândesc că dânsul, știind că nu e cel mai bun candidat pe care poate să aibă Buzău la funcția de primar în viitor, poate că o să fie altul, s-a gândit să teleporteze chestiunea asta și la... asta e o chestie care... Dar nu vreau să comentez acum... ce spune un primar sau ce spune... Dar nu s-a supărat doamna Dăncilă? Nu ați... Nu, am auzit, că și liberalii în spațiile lor secrete, așa, private, vorbesc același lucru, că dacă ar fi fost altcineva în locul de Iohannis, erau mult mai fericiți, dar asta e viața. Doamne, ce să facem? Face legătura ce, ce să facem? Unde adică... ați mai auzit? Păi hai să vă spun de ce. Pentru că la Bistrița, domnul coleg, noastră care a făcut management, explicații, am înțeles, noastră care a făcut management, explicații, ați președintele Iohannis că se cheamă management, nu management, așa cum a zis data trecută la... Adică explicați-ți măcar să învețe românește, se cheamă management. Nu ați făcut management. Păi vă spun, dacă urmăreați la Bistrița discursul domnului Iohannis, ați văzut că în 12 minute, deci a fost atât de agramat, da? Și a vorbit atât de agramat limba română, încât și eu mă întreb... dacă dezbaterea asta ar trebui să aibă loc, pentru că vedea poporul român că am avut un președinte care 5 ani de zile n-a făcut absolut nimic pentru România. Dacă dumneavoastră spuneți un singur loc, în afară de șapcă, sigur, recunosc că a venit cu o șapcă de la... adică Polonia și Ungaria au venit cu ceva, el a venit cu o șapcă. Eu m-am gândit acum că ar trebui să-l lăsăm să plece de tot, să-l trimitem prin excursii și la schi, pe unde merge dânsul 5 ani de zile, a mers numai la schi și a mai scris o carte. Dom'le, să scoatem la pensie, să scrie o carte, să dea casele înapoi, să dea banii la bătrâni, să spună cum a luat crucea din Germania, crucea asta, deci pentru ce a dat-o. Unde s-o ducem? Capacitatea politicianului de Odean din care e capacitatea politicianului, domnule? Care e capacitatea? Spuneți și mie capacitatea lui Claus Iohannis. Ați auzit că în PNL se vorbește la fel? Nu, hai să vă întreb ceva. Spunea domnul Dan Bucura că au fost niște puse niște întrebări. Nu asta a spus. Nu asta a spus. Că vă e foarte greu să comentați. Hai să vă spun ceva. Dacă v-a dat tragea, că aveți un lider de partid care v-a spus... Este părerea fiecărui om în Partidul Social Democrat, se poate exprima oricine cum vrea. De eu vă întreb ceva. Nu asta a spus că au fost puse întrebări. Ne-am uitat și noi la întrebările și am și primit răspunsurile de la mai mulți jurnaliști săptămâna trecută. Domnul a întrebat o întrebare simplă, de exemplu, un jurnalist, nu mai știu care era. O întrebare simplă. Domnul Iohannis, spuneți-ne și nouă ce amintire din copilăria dumneavoastră o aveți așa, care v-a marcat copilăria. Și care a fost răspunsul dânsului? Nu vă răspund la o asemenea întrebare. Nu știu dacă soarele a apus sau soarele a răsărit când eram eu copil. Domnule, eu vă spun ceva. Eu dacă răspundeam așa cum a răspuns domnul... Păi tu citiți-o, domnule, că le citiți. Domnule, cum poate să răspundă un președinte a unui stat din Comunitatea Europeană astfel, în așa fel? Domnule, este incredibil. Trebuie să vă întreb, păcate, din nou să mai mergem într-o scurtă pauză de publicitate, dar promit că vă dau cuvântul în 2-3 minute. Revenim imediat. O viață sănătoasă. Am revenit pentru ultima parte a dezbaterilor de astăzi. Domnule Rădulescu, v-am întrerupt înainte de publicitate. Vă rog, continuați-vă ideea, că mai avem doar câteva minute de emisiune. Spuneam că deci e greu ca să aduci un președinte, un astfel de președinte, un astfel de candidat la o dezbatere, pentru că e greu să răspundă, de exemplu, unui jurnalist, domnul președinte, când a spus întrebările pentru referendum și când dumneavoastră le-a spus și când noi v-am întrebat să spuneți întrebările, au început să sune păsărelele din pădure pentru că nu-și mai amintea, nu mai știa nici ce întrebări a pus. Și la un moment dat a cerut să oprească televiziunile, postul s-a oprit obligatoriu, că n-a știut nici la prima, nici la a doua întrebare. Ce întrebări să-i pui astfel, unui astfel de om care nu știe nici propriile
întrebări pe care le-a pus la referendum. Nu mai spun că dânsul are o problemă pentru că referendumul a fost declarat neconstituțional și dânsul a cheltuit 35 de milioane de euro. Probabil că și teama asta, vedeți, nebunia asta ca să ajungă din nou președinte, pentru că știe că din urmă îi vin dosarele penale pe care le are, 16 dosare penale, banii care trebuie să-i dea la stat, 14 miliarde, 1.400.000 de lei, că a spus-o ieri fostul ministru de finanțe, câți bani are de datorie la stat și pe care nu vrea să-i dea. Nu vrea să-i dea. Dacă dumneavoastră sau eu sau oricare din platou am fi avut 100 de lei de dat la Ministerul de Finanțe, sigur că ni se blocau conturile și aveam și am, în continuare dobândă și penalități. Scurt, deci dânsul are... Vintilă. Da, i-a prins bine pauza domnului Rădulescu, că a putut să sară de subiect. Subiectul era, de fapt, întâlnirea de la Buzău, unde primarul din Buzău a recunoscut în fața colegilor de partid că, de fapt, singurul motiv pentru care merită să votezi Viorica Dăncilă e că e de a partidului, că altfel nu e un candidat deloc răsărit. Pentru mine, alegerile astea, în realitate, nu sunt Klaus Iohannis versus Viorica Dăncilă. Dezbaterea asta a avut loc în ultimii 2 ani de zile. A avut loc, s-a văzut foarte clar cum sunt poziționați amândoi pe teme foarte importante. Dezbaterea asta, de fapt, este, sau aceste alegeri sunt, în realitate, despre o ultimă încercare disperată a PSD-ului de a-și impune un candidat care să ia un scor cât mai mare, astfel încât să reușească să-i țină încă în cărți și pentru ceea ce urmează să vină la an. Da, am bucurat, 30 de secunde mai avem la dispoziție, da, te rog. Eu o să concluzionez povestea cu dezbaterea. Sigur, poate ar fi fost utilă, nu este. Îmi exprim însă convingerea că întâlnirea de mâine va fi una care să clarifice anumite lucruri. Atenție mare, asta trebuie lansată și spusă în spațiu public, este tot lansează, domne, Klaus Iohannis e primul care fuge de dezbatere ca președinți în final. Nu e așa? Primul a fost Ion Iliescu, când nu a făcut o dezbatere cu contracandidatul său, Vadim Tudor, iertat fie numele. Dar dacă mâine asta merge, este... dacă merge la acolo, ce se va întâmpla? Nu știu, ce va face dictatorul Iohannis mâine? Asta cu dictatorul acolo să se ajungă la așa ceva. Nu, dar mâine merge, vă spun eu. Deci eu sunt curios ce va face cu o femeie domnul Iohannis. Se duce doamna Dăncilă peste domnul Iohannis? Da, eu sper să... 100% eu s-a decis sper, în interiorul partidului. Eu sper ca cei care trebuie să o convingă mai mulți decât cei care nu o vor convinge, să fie mai mulți ăștia și dânsa mâine să meargă acolo. Sunt foarte curios ce se va întâmpla. Da, a zis că și merge. Și sunt foarte curios, adică îmi doresc ca tot poporul român să se uite mâine la televizor. Deci se va duce peste domnul Iohannis? Da, eu așa vreau să ducă, da. Eu sunt unul dintre cei care susțin să duc. Da, să merg acolo. Vă mulțumesc tare mult, domnilor. S-a terminat emisiunea. Cu mare drag vă mai aștept în platoul pe 1 TV. Acesta a fost Top pe 1 de astăzi. Sunt Aneta Sângiorzan. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 13. Acum urmează știri cu Gențiana Coman la fix. Numai bine!